Sindicaliștii din învățământ au intrat în cea de-a treia săptămână de grevă generală. Situația școlilor din oraș diferă de la o instituție la alta, dar cert este că dascălii vor continua să protesteze până la soluționarea revendicărilor. Astfel, elevii vor fi bulversați de posibilele modificări care vor apărea în calendarul perioadei următoare. Unii dintre ei au ales să frecventeze cursurile zi de zi, iar alții au rămas acasă pe toată perioada grevei. Situația la școala Ivasiuc astăzi este următoarea. Avem 308 copii absenți, 202 prezenți, avem 20 de cadre didactice în grevă și 9 cadre didactice care nu sunt în grevă. În școala noastră sunt elevi în activitate, elevi cărora li s-a creat un orar special, astfel încât ei să efectueze orele cu profesorii care nu sunt în grevă. De asemenea, mai avem elevi care sunt în clasele unde se efectuează inspecții speciale astăzi pentru examenul de titularizare și aceștia vor veni azi la școală. Membrii Sindicatului Liber din Învățământul Maramureșan se alătură în continuare colegilor lor din toată țara. Suntem în a treia săptămână de grevă. La ora aceasta noi centralizăm situația pe care ne-o trimit școlile, pentru că până la ora 12 trebuie să o trimitem și noi către București. Deocamdată nu ne-a anunțat nimeni că a ieșit vreo școală din grevă. Colegii noștri sunt la fel de determinați, așa cum au început. Prin urmare, greva continuă. Am să vorbesc în numele colegilor de la școlile gimnaziale din Baia Mare, care tocmai acum și-au exprimat opțiunea de a continua greva. De ce să continuăm greva? Când am primit tot ce am cerut, n-am primit nici măcar jumătate din ceea ce am cerut. Ne doare faptul că nu suntem situați acolo unde trebuie, că nu suntem văzuți ca o pătură socială importantă, pentru că de la noi pornesc marile valori. Ne-au dat acești, să zicem, nici 600 de lei. După cât? Vreo două săptămâni de grevă, da? Dacă mai continuăm, noi în această perioadă nu suntem plătiți, da? Ceea ce înseamnă că ei ne vor plăti pe noi din această eșalonare a plății, nu din această economie pe care de fapt au făcut-o la buget, neplătindu-ne pe noi. Nu mi se pare normal ca ceilalți care n-au stat în grevă să beneficieze de aceleași drepturi ca și noi, să-și mai ia și salariile de acum, pentru că ei n-au fost. De ce s-a stat atâta în grevă când ei au știut din primăvară faptul că noi intrăm în grevă? Suntem acuzați că trântim examenele, că nu încheiem anul școlar. Da? Nu, guvernul a știut din primăvară. Am fost la pichetare când ningea. Dacă nici discuțiile de astăzi de la Ministerul Educației cu reprezentanții celor două sindicate din învățământ și asociațiile elevilor și părinților nu ajung la niciun consens, atunci dascălii vor spune prezent la noul meeting de amploare programat pentru 8 iunie la București.